Salut tuturor, sunt Andrei bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din o noastră -nă de Survival Hardcore și înainte de a începe, fraților, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, chiar vreau să strângem foarte, foarte multe like-uri pentru că ieri n-am pus clip de Survival Hardcore și toți mi-a sărit în cap că de ce n-am pus clip, uite că punem astăzi, o să vă explic ce s-a întâmplat pentru că, sincer să fiu, sunt puțin intel, puțin tel supărat, nu e un capăt de lume, dar bă, Uh, M-ați întrebat de ce n-am pus script de survival hardcore pentru că sincer să fiu nu prea mai avut timp, adică îi trebuia să mă întorc de acolo din templu, am stat, am prăjit uh, spongiurile astea, m-am dus, mi-am luat calul, deci am avut foarte, foarte mult de umblat. A venit cu calul până aici, am ajuns aici, am văzut satul ăsta. Am zis, bă, ok, mai citiți și un comentariu, mi-a scris, mi scris acolo cineva în comentariu că ce că Andrei, ai trecut pe lângă un sat și nu l-ai observat. Ok, uh, am găsit satul ăsta și mă gândeam, bă, că este satul uh, pe lângă care am trecut, pentru că sunt coordonate asemănătoare. Am zis, bă, hai să ies aici, de pe server și într-o data viitoare când am timp să filmez, știi? Bun, am intrat astăzi, uh, nu mai e calul. Eu am ieșit când eram pe cal. Și frate, cred că se întâmplă exact același lucru ca atunci când eram în barcă. V-am spus, când am ajuns la templu eram în barcă, am ieșit de pe server și am intrat iarăși, nu mai era barca. Asta s-a întâmplat și acum, nu înțeleg de ce, frate. Sunt destul de supărat pentru că avea armură de diamond, că lui, nu cred că mai am o armură de diamond, se pare că am de fier sau de aur, dar era și un cal bun. De aia sunt supărat. Și acum, frate, trebuie să merg pe jos tot drumul. Asta mă deranjează destul de tare. Nu înțeleg de ce se întâmplă chestia asta, să-mi bag piciorul. Mamă, și cât am stat, am uitat în clipul anterior să văd coordonatele și toate cele și rip, bag piciorul. No, bun, am găsit aici un sătuc nu știu dacă e satul pe lângă care am trecut, dar știu sigur că a scris acolo cineva în comentarii uh, Bă, Andrei, vezi că ai trecut pe lângă un sat și nu l-ai observat, știi? Și acum mi s-a prins așa beculețul când am văzut satul ăsta când mă întorceam. Uh, Bă, uite... Nu mai am loc în inventarul pac picior Bă, uite, chiar de episodul trecut de spusese cineva că am trecut pe lângă un sat, poate este satul ăsta, știi? M-am gândit așa. Dar uh, nu știu exact. Vedem acum, astea să arunc eu astea, nu știu nici dacă se au, uh... o să luăm cartofior frate, cartofiori putem planta acolo la noi, uh, dar eu vreau să caut, ia stai, să vedem aici, opa, a ah, nu-mi convine ce oferă, uh, nici asta lol, dau un emerald ca să-i prăjească frate, în loc să dau un emerald ca să-mi dea prăjiți, mai bine aș băga un carbune în furnal și i-ar și nu mai dau un emerald, muriți bă de aici bă și muriți cu toți aici, mamă câți erau aici baricatați! trei. <laughs> Ce nebunii sunt ăștia, mă. Ce nebunii sunt. Te că... Ia. Yeah. Librarian. Oh! Silk Touch! Oh my god! Deci, bă, ăsta uh, e bun, frate. Silk Touch pentru o carte și 5 emeralde. Pe bă, hai să notăm coordonatele. 2, 5, 7, 6, 9, ok. 3, 3, 5, 4. Bun, am dat acordul. A, ah, uite și fierăria. Mă gândeam eu dacă are fierărie sau ceva. Trebuie să intrăm și noi legit. Oh, nu trebuia să mor un la frate. Uite ce mai trebuie să ne facem. Uh, mai trebuie neapărat să facem și un loc cu zombală ăștia fericiți. Cum ajung, mă, frate, acolo să cred că pe aici? Îmi scrisese cineva în comentarii că și că n-am fost în templul din junglă pentru că am spus că, bă, uh, am fost... Dar nu-i chestii interesante. Am fost cam pe peste tot, dar mi-a spus cineva că n-am fost în templul din jungla. V-am spus, o să mă duc și în templul din junglă, dar nu pana mea nu prea ai ce face pe acolo, adică nu sunt chestii foarte, foarte interesante. Știi? Și întrebarea mea e unde dragi doamnează scâinii? Că am venit cu calul foarte, foarte repede, dar câinii nu stăteau jos. Sau stăteau jos, nu mai știu. Se plimbau pe acolo, pe lângă cal, deci nu stăteau jos. Teoretic ar trebui să apară și câinii. Cred că o să mai omor pe aici niște porculeți, niște porcușori așa micuți. Bam, dați în carnea. Dați în carnea voastră, vă vreau carnea. Așa. E, e lux, frate, când ai faia raspec, deci îmi dă carne deja, prește, place foarte mult. Facem rost de carne, super repede. Aș și te mai am aici un loc în inventar pentru și mai multe carne. Super tare. Deci cam asta ar mai trebui să facem. Nu știu exact dacă o să stau acum, să mă duc. Bine, o să căutăm baiem de junglă, o să căutăm junglă, dar nu cred că o să stau expres să caut un templu de la din junglă, pentru că frate, nu găsești foarte multe. Adică, ați fost și voi în temple de la din junglă. Ce dragi de -a mea să găsești? Îți două capcane, vai de mama lor cu săgeată. <laughs> uh -huh două pressure pare mi se și două cufere sau trei cufere, ceva de genul și nu găsești cine știe ce în cufere. Mai mult în templu ăla din deșert găsești chestii mai faine dacă ai noroc, știi? Ceva diamante sau mai știu eu ce. Bă, da mulți porci pe aici, frate, să-mi piciorul. Destul de mult porci pe aici. lasă că facem noi rost de multe mâncare. Și o să mai am nevoie de loc în inventar. Nu știu ceva, cum mor un porc și să am două stacuri de carne de porc și cam a, Astea le las aici. Sau... Aruncăm un cabul, ton frate, și mai luăm. Că trebuie să ne facem provizie, ești nebun? chiar trebuie să ne facem provizii. Uh, bun, eu m-am dus bine? De deci eu trebuie să ajung? Nu m-am dus bine, doamne, ce idiot sunt. Eu trebuie să mă duc încolo, frate, așa. Mă, mă lase în coporce. Eu trebuie să ajung pe la 350 cu 2100, știu că iarăși am căutat în clip, pentru că eu uit, sunt uituc. Uh, și pe la 350 cu 2100 trebuie să ajung ce ajung? Nu. No. Mi se pare că e jungla de de la cupom de aia, groși și frumoșei. Nu, no, băi, bedon, ce vreau să spun? zice uh, zicea cineva să termin seria pe la episodul 35 că nu prea mai am ce face. Bă, v-am spus, nu terminăm pentru că ne apucăm de challenge-uri. Dacă într-adevăr nu o să mai avem ce să facem, o să începem alt sezon. Dar momentan, uite cât de bine a mers, știi? Și m-a foarte mult faptul că ieri n-am pus clip de ultra hardcore pentru că chiar n-am avut timp foarte mult. Am stat, cred că vreo 20 de minute cât m-am plimbat, m-am dus să iau calul și după am venit până pe aici, știi? Și după când am văzut satul, am zis, bă, ies și filmez mâine, știi? Adică azi când filmez eu acum. Adică ieri când vedeți voi clipul, e foarte complicat, știu. Uh, și frate, m dat fără cal. Mamă, deci faza asta m-a ofticat, dar nu e un capăt de lume, oricum mai avem căluți, mai avem niște șeidale, așa cum sunt relativ aproape de căsuță, am prăjit sponjurile astea, oricum știți din clipul anterior că pusem la prăjit acolo, super tare și nu uitați că la episodul cu numărul 30 o să punem harta la download, pentru că m-ați întrebat, Chit că nu știu dacă... Nu știu dacă o să vrea cineva, dar vă dau frate la download acolo pentru toți doritorii. Bine, înțeles. Dar deci, sparg eu șmecheria asta. Deci, uite, mai mult sport, mai mult să mor și pe ăștia. Și de aceea v-am spus, frazor, chiar vreau să strângem foarte, foarte multe like-uri la acest episod. Deci, dacă apreciați seria, neapărat să apăsați butonul de like, pentru că... Uh, e o serie care am văzut că vă place foarte mult uh, și chiar vreau să continuăm așa cu episodul de zil ce pentru că v-am spus, m-ați disperat, m-ați întrebat și pe live-ul pe care l-am avut ieri, că am făcut un live stream de după amiază, m-ați întrebat, bă, Zandri, ce s-a întâmplat pe hardcore? Probabil mulți s-au impacentat crezând că am murit sau ceva și că de-aia n-am Nu, frate, n-am murit, pur și simplu n-am avut timp atunci să stau să vizitez satul și după aceea să mă întorc să știi? Atât, atât. Nu, no, și acum, ticlip următor, clar, mă gândesc că o să ne apucăm de challenge dacă nu avem chestii mai interesante de făcut. Și pe parcurs poate o să trecem și prin acel templu din junglă, dacă o să găsim în junglă. Mă gândeam la câteva challenge interesante, mă gândeam prima dată, aș încerca să fac eu statuia în Minecraft, pentru că n-am făcut eu în nicio serie, nu mi-am făcut statuia în Minecraft, în nicio serie. Eu, personal, gen să o fac. Uh, pentru asta o să avem nevoie de foarte, foarte multă lână. Dar, bă, de lână cred că putem face rost destul de ușor. Nu? Căutăm noi niște tem mai ales că avem looting. Mi se pare că dă și mai multă lână dacă avem looting, nu? Sau shears, frate, nu? Și niște Și bam, bam, luăm lână de pe oaie. Simple as that. Colorăm lână, frumos. Și după aceea ne facem skin în Minecraft. Oricum, nu cred că... Sunt foarte multe culori pe skinul meu, câteva nuanțe acolo, dar cam atât, nu gen... Nu o să avem nevoie de toate culorile de pe pământ sau toate culorile din Minecraft. <laughs> nu avem nevoie doar de, de câteva nuanțe acolo și eu zic că ar arăta fine să facem aici skinul Minecraft pentru că ar fi un challenge destul de interesant, știi? Și chiar ar arăta fain. Uite, tot ce vorbeam noi de oi. Nu, uite oi aici. N-am fier să fac farfeș, dar... Știi ce facem, boss? Uite, fiantele. Bam! Nu, am dat totul. Am dat și carne. Uh, cred că o să iau ar, arunc, chisel, nu știu ce, și arunc ăsta. Bă, dar, a, carnea mi-a luat automat. Da, bun. Dar numai câte o bucățică îmi dă, mă. Uite că mai vreau să iau carne de asta. Na, beton. Dar oricum, foarfecile sunt mai eficiente. Uite că văd că îmi dă decât mai multe carne, dar lână îmi dă tot așa o bucățică de lână. Bă, foarfecile sunt mai eficiente. Dar acum, acum, n-am și oricum... O, oh, mamă, câte de astea îs? <laughs> acum, acum, n-am. Merge și așa, mă gândesc eu. Ce să mai arunc eu acum? uit uh, Uitul ăsta. Că vreau să iau toată, toată lâna pe care o găsesc. Uite, omor și oile astea de aici. Că am văzut că sunt și ceva oile astea maro, știi? Și să iau uh, și lâna lor. Uite, mă mai duc și aici. Mă, da, uite ce blană am avut că am găsit și acum oi. Dar știu că și pe parcursul acestei serii am mai găsit foarte... Am găsit de multe ori oi, știi? Și bine, n-am avut ce face cu ele, n-am avut nevoie de ele, dar acum uite că m-am gândit la, aceast, la acest challenge, chiar ar fi super ok. Te că mi se pare că mai erau acolo. Mamă, stai că eu acum ce că mă îndepărtez de casă, adică da, că na. Trebuie să mai luăm niște lână, frate, dar oricum ajungem repede acasă, chiar dacă nu avem căluțul ăla. Dar mă m mă că e bagul ăsta stupit și nu m-am gândit, bă, la bărcuț să zici că, na, bă, parcă. Ba, o barcă face imediat de a da un cal și era și cal bun. Sărea și mult, merge și repede. Fugiare pe de fapt, că... Dar cred că merge... Adică, stai, dacă mergi repede, automat fuci, Ba, nu. Poți să mergi repede, dar poți să nu știi să fugi repede. Ah! E o chestie mai complicată acolo. să ne întoarcem înapoi pe X-ul nostru 350. Îmi place cât, câte uh, bulinuțe de astea de XP am lăsat eu pe aici. Ok, ne întoarcem la X-ul nostru de 350. Pac, pac, bam, bam. Nu mai am loc de mai multă... Ca... Oh, dar uite că am la mine un Diamond Horse E, nu-i bai. What? Mi-a dat armura calului? Sau nu înțeleg ce s-a întâmplat. În fine. Stai să arunc eu picul ăsta. Sau poate pur și simplu găsisem acolo? Nu știu. Nu cred. Sincer. Sau găsisem în sat când m-am dus. Mamă și porci acolo. Bă, frate, câte animale sunt aici. Am mai văzut niște oi acolo în stânga în pădure, dar nu cred că mă mai duc după ele, sincer. Uite câte oi sunt acolo. Sau să hai, mă, să mă duc după ele. Acum, dacă tot ne-am apucat să dăm în oi, frate, hai să dăm serios în ele. Ca taraban, nu. Nu așa oricum, nu? <laughs> doamne, ce rău mă! Ce rău eu, doamne! Doamne! Pac, bam! Bun, și acum am... trec înapoi pe X-ul meu. Poate trec și pe la cei porculeți, nu știu ce să zic. Vedem. Uh. Să mergem și pe la porcii, am în loc. Mai am jumătate de stac. Hai să facem stack-ul acum. Nu, și fraților, încă o dată, fără aminte să nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți să apare cât mai multe episoade. Da, așa să... Am, ah, are you fucking kidding me, my friend? Are you kidding me, my friend? Ba, mamă, dar la porci chiar pică foarte multă carne, frate, vedeți voi. Deci cât de multă carne pică, mai ales că am looting, pică foarte, foarte, foarte multă carne. Deci am 55 de la 40 și ceva cât aveam, 42, 43, nu mai știu cât aveam, și 60. Deci au, păcat, au picat 5 bucăți de carne la un singur porc. Bine, am avut bulan mai mult, dar frate, uite că pot pica și 5 bucăți de carne la un porc, știi? Și carnea de porc chiar e foarte, foarte bună, mamă, câți spor sunt. Cred că mai facem un stack, nu știu de ce am impresia asta. Deci am eu impresia așa, vagă că mai facem un stack. Frate... Obsidian, arunc obsidian, n-am ce face cu el și dacă vreau pot, pot lua obsidian în altă parte, pot face los foarte ușor de obsidian, dar de carne, de porc, frate. Și uite așa, nu cred că o să mai avem noi nevoie de o fermă foarte mare de animale sau o facem mare și o tăiem după multe episoade, știi? Sau poate vezi că ne ține carnea asta până la finalul seriei, ar fi tare să ne țină carnea până la finalul seriei, mă gândesc eu, nu? Câte stacuri de carne de porc am? Multe stacuri de carne de porc ești nemul. Uh... dar... A, ah, trei stacuri jumate. Nu, nu vedeam ultimul stac ăla de... -a. Am început să-l fac acum. Trei stacuri jumate de carne de porculeț. Frumos. <laughs> Uite ce mai mult porci acolo, săraci porci. Uite și oi acolo. Bun, de deci, x 350. Ah, s A, s aproape, mă, încă 400 de blocuri și am ajuns acasă, oameni buni. We are safe. Bam. Și am mai făcut un stack. What the fuck? <laughs> no, asta cred că ajunge atâta. Că mai sunt atât de mulți porci. Bun, și acum trebuie să mă duc fix în direcția aia. Trecem prin munte, ca nebunii. Tai da că îmi schimbasem aici pe topor ca să tai, uh, știți că am pus lemne acolo la căluți. Și a rămas așa, da, bine, acum arip căluți, deci bag cioaca. Of, doamne, doamne, mi de căluțul meu, oameni buni. Dar prima dată mă gândeam, bă, să mă duc să-mi iau calul. Hamas mă duc să-mi iau calul, că am venit cu el în expediție, frate, trebuie să luăm și pe Și acum a, a dispărut. A dispărut, bag ceaca el. Uh, Am nervi. M-am enervat. Chiar că nu-i sfârșit de lume, dar. Na. E un sufletel care nu mai este. Acum trebuie să fac gen... să derulez toate amintirile pe care le-am avut cu acest căluț. Dar nu am avut foarte multe amintiri cu el, deci nu o să derulez nimic. nu i problema. Uh, 2100. Păi bă, eu sunt aproape, încă 300 de blocuri, dar de ce nu as. Ah, a, munții de lângă câmpia, de lângă casa mea. Ok. Munți de lângă câmpia, de lângă casa. Super tare. Da, mă, uite. Au. Aici nu mă arunc, mi-a foarte mult damage. Se face și noapte. Hai ca ajung fix acum când se face noapte super tare. Mai omorăm o, una, două oi pe parcurs. Oaia, eu nu omor, că acum chiar nici asta, frate, că nu mai am unde să pun și lână de cealaltă culoare. Mamă, ce ciudat, deci mă dor ochii. Mă dor ochii pentru că îmi bati și soarele de afară, că filmez eu acum și se întunecă aici în joc. Nu știu, chiar mă dor ochii. Tot mă de aici, creeper nesimțit. Oh, home, sweet home. Casă, du O casă. Cum ar fi fost să fie gen distanța mai mare, înălțimea mai mare, de fapt, și să mor. Cred că ar fi fost destul de trist, mă gândesc așa, nu? Chiar ar fi fost trist, oameni buni, chiar ar fi fost tristan. Tristuț. da. <laughs> The... Eh. Shit happens sometimes. Sometimes shit happens. <sus> nu -ți... Ce mă? Uh. Uh. Uite cât de... Aolo, mic și rău. Păcat că l-am bătut acolo. Bam! Butonașul nostru. L-am folosit așa de formă. Că după spuneți, bă, nu mai folosești butonul și ai pus butonul acolo, ești nebun. Uite că l-am folosit acum. Mamă, și noi ce că aici punem mâncarea. Ba nu, unde punem mâncare? Ba hai să facem un cufăr cu mâncare. Ce spuneți? Că n-am un cufăr cu mâncare în pana mea. N-am cuferin cu... Ha ha, licios. Ha, -ha licios. Ce? N-am cufăr cu mâncărică. Bă. What? Bam. Bam. Bun. Și punem aici mâncărică. Mă, mi se pare că pot pune așa pentru că e slab. Beto. Și punem aici, frate. Bam. 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 Poc. Poc, 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 Mulți cartofi, multă pâine, cartofi prăjiți, frate, uite câtă mâncare avem, deci uite câte stacuri de hrană avem, super genial. Pun și ăsta, aurul o să-l pun aici, asta ce era cu fără cu important. Uite mă, că n-avem acasă Diamond Horse Armor, aveam mai Gold Horse Armor. Ăsta cred că l-am găsit pe parcurs, în ceva cufăr, nu? Sau, nu mai știu, într-un templu? Nu ai ideea, frate, nu știu cum de l-aveam la mine, sincer să fiu. Uh, bun. Lâna o să o pun, de fapt le pun pe aici la andala. Pe bă, bă, eu pot să pun și mai sus, cam să. Deci eu mai am nevoie de ceva lemn. Trebuie să mă mai duc după lemn. Sau am pe aici lemn, ia. A, am aici lemn, nici nevur, nu mai trebuie să mă duc după lemn. Cam aici. Am aici lemn. Pac, 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 patru. Ca să mai pun aici, pentru că nu mai am loc în cufere, am patru cufere pline, frate. Bine, eu oricum am zis și voi cât de frumos am aranjat toate chestiile astea aici, adică foarte, foarte frumos, v-ați dat și voi mai de acest lucru. A, uite, avem și asta cu fo... ah, pusesem pe ambele fortune, ok. <laughs> Credeam că am numai un singur pickaxe cu fortune, dar văd că am pus pe ambele fortune. Bun. Asta oricum uh, umblu cu ea la mine, asta oricum... Hai uh... să-mi pun și eu o lopată, bam, bam, bam. Bun, cu asta umblu la mine, Punem aici lână, deci am 47 lână albă, 10, bine, oricum asta o să pot să o colorez. Acum, sincer, nu știu cam de câtă lână, eu știi ce ar vrea să fac? Deci, am zis că vreau să fac acel skin al meu în Minecraft. Ideea e că eu nu vreau să fac numai gen o linie, gen un strat. Vreau să-l fac gros, da, ca să mă pot urca în creierul meu. Pentru că nu o să mai fie creier. Vreau să-l fac cât mai realist deci nu o să-i pun creier. Cred că mi-am dat singur. Nu, dar chiar vreau gen să urp pe undeva prin picior. Mă mănâncă nasul iarăși. Vreau să pun ceva buton, să se mi se deschidă piciorul, frate, mi se face o gaură în picior, știi? Și să urc pe scăr până în cap, până în crește. și să mă uit prin ochii mei. Să vedeți și voi cum este să vă uitați prin ochii lui Zaza Andrei. Ceva de genul. Uite câte saddles de astea am, frate. 5 aici, multe stacuri de dirt, multe nebunii, chestii. Deci eu ce mai trebuie să fac pe aici? am uitat, deci eu mai trebuie să muncesc. Oba, eu Că fără ăsta l-am pus aici degeaba, că n-am pus absolut nimic în el. Și acum, frate, mi-e milă că rămas ăsta singur. Triperino. Uite, uitați ce privire tristă are. Nu te mai uitam la mine. Uitați ce... Bă! Uite, uite, e foarte supărat. Uitați ce privire tristă are. Și un zombie rândă. <gătă> sătean! Zombie <gătă> sătean! -sătean. Trăiți ar! Deci pe tine te iau, fraiere. Deci te... Vin un coace. Ce facem să... Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, boss. Hai, boss. Boss, mânca un coace. bos un mâncați așa. Nu, mă mâncă nasul. Ce face cu asta? Știu unde-l bag, bă. Fii antenă, îl bag aici, mă. Aula, au intrat mai mulți. Vino, mă, încoace. Dar nu trebuie să spargă acum ușa. Ba da, stai să spargu ușa. Asta e că vin și ceilalți. Deci vreau să-l bag aici, boss. Hai, hai acum l-am omorât pe ăsta. Mă gândeam prima dată să-l bag, să, ca... să bag acolo în sarc, dar când se face ziua să ardă și nu vreau să ardă. Nu, no, pai bun, și știi ce facem ăsta? Unde te-ai... Ah. Ce faci, prietene? Oh, problem, my friend. Mamă, deci câtă tristețe e în privirea lui în acest moment. Trebuie să stupi aici pentru că vin din ce în ce mai mulți mobi. Uite cum știu, mă, ăștia, zici, mă, mobi ăștia. Știu pe unde să vină, frate. Opa. Am Blake când pe la spate. Știu pe unde să vină. Îți mă. No, hai. Oh, încă unul. Uh, păi, boss, lol. <laughs> A luat el în mână, serios. Deci nu o să mai am un gărdulez. Ha, mă, vină cu acel. Băgăm și pe ăsta. Acum o să vină amândoi pe mine și trebuie să-i bag pe amândoi. A, acum o să fie complicat să-i bag pe amândoi. Hai, părând. Părând, nu vă grăbediți. Este loc pentru toți pe ușa asta. Ha, PCS Oameni buni, avem doi zombi aici aprinși în captivitate. Acum trebuie să vedem cum urc eu. Uite așa urc. Ah, What? Bam! Frumos, elegant, cât de cât. Uh, nu, trebuie să mă apuc de poțiuni și chestii, că altfel n-am cum. Și bă, știi care e baiu Că... Uh, da. Ha! Hai mă că am reușit! Deci acum eu mai trebuie să aduc poțiuni. aici, sper că sunt în siguranță. Deci eu dacă... Opresc serverul, -o. acum cred că o să fie în siguranță, nu, nu o să se desponeze, doamne ajută să nu se desponeze Pentru că uite, vorbeam că avem nevoie de niște săteni, aici să facem niște trade-uri mai cu ei și uite că au venit Fraților, cam asta a fost episodul eu sper că v-a plăcut și v-aș încă o dată să nu uitați să apăsați și voi butonul acela de like dacă v-a plăcut și uite încă unul și dacă vreți să apare cred în multe episoade chiar vreau să văd foarte foarte multe like-uri acolo să-mi dau și o seama cam câte persoane apreciază această serie de survival hardcore și ne zim data viitoare am fost Andrei și v-am salutat pe toți, ceau bă, pa!